simplu. Marșul centenarului a început din Alba Iulia la 1 iulie, iar destinația finală va fi Chișinăul la 1 septembrie. Cei implicați în acest marș și-au propus să traverseze Carpații și Prutul. Vorbim de un traseu de aproximativ 1300 de kilometri. Mai multe detalii despre această acțiune și despre provocările prin care trec cei implicați în acest marș vorbim acum cu Cornel David. Bună seara și bine ai venit în Jurnal. Bună seara, bine v-am găsit. Marșul a ajuns în Vama Leușeni, zeci de persoane sunt blocate acum în vamă. Ce se întâmplă și cum s-a ajuns la această situație? Da, am plecat pe 1 iulie de la Alba Iulia, urmând ca pe 1 septembrie să ajungem la Chișinău, unde pe data de 1 septembrie la orele 12 în Piața Marea de Naționale va avea loc o manifestație. Am plecat cu Flacăra Unirii, urmând să mergem în 11 etape ale Flacărei Unirii. Până acum câte au fost parcurse? S-au fost parcurs doar 10, 11 era de la Iași la Chișinău. Însă, ajungând la podul de la Ungheni, nu ni s-a permis accesul pe pod, cum am avut și în 2015. În 2015 ni s-a permis, acum au zis că nu mai putem permite pentru că nu avem echipe mobile disponibile. Adică pe jos, cu alte cuvinte, pe jos nu vă lasă să treceți. Da, ne-au anunțat că pe jos nu ne lasă să trecem, urmând ca să trecem cu autocarele sau cu mașinile de ocazie, să mergem pe la orice altă vamă, să trecem Prutul. Dar ajungând la Prut, la Vama Albița, ni s-a interzis. Bun, ce se va întâmpla? De cât timp sunt blocați acei oameni în vamă și mai exact despre câte persoane vorbim? Da, vorbim de 70 de persoane, 35 cetățeni ai Republicii Moldova, 35 cetățeni ai României și sunt blocați cam din data de 26 spre 27 noaptea, când au ajuns la Albița și urmând ca pe 27 august. Adică ieri, da. 27 august, au încercat să treacă vama, urmând după ce au ajuns la Leușeni, Albița au trecut fără nicio problemă și mulțumim chiar autorităților românii pentru că ne-au permis acest lucru. Urmând la Leușeni să fim dispersați, practic am fost împărțiți între două tabere. Cetățenii Republicii Moldova într-un autocar, cetățenii românii în al doilea autocar. Și cetățenii României li s-a înștiințat cu o foaie prin care le este interzis accesul în Republica Moldova. Deci dacă au putut trece cetățenii din Republica Moldova, nu și cei din România. 35 da. De persoane, iar cei persoane din Republica Moldova să înțeleg că sunt solidari cu echipa lor și au decis și ei să rămână în vamă. Da, după ce am auzit chestia aceasta, pentru că nu este permis accesul cetățenilor români, fiind solidari, am ieșit în semn de protest în vamă, ne-au înconjurat sute de mascați pentru că erau acolo pregătiți, știau că venim noi și am întors autocarul și am plecat înapoi, urmând ca a doua zi acea interdicție nu mai era valabilă. După 24 de ore nu mai este valabilă interdicția. Persoanele implicate în acest marș au fost intimidate de vameși, de polițiști și de frontieră? Ați simțit chestia asta? Da, au fost unii vameși care chiar au intimidat chiar și participanții, dar și șoferii. Unii șoferi de la autobuzele tricolore au fost foarte intimidați de aceasta și la un moment dat vreau să lese totul, să lese chiar și autocarul, dar să plece înapoi acasă. Intimidați în ce sens? Ce anume li s-a comunicat sau cum au fost intimidați? Intimidați prin vorbe, prin gesturi, șoferilor, acum chiar astăzi, când au fost a doua oară deja blocați în vamă, autocarele au plecat să-și facă trecerea vamei frontierii cu actele și urmând când au ajuns înapoi autocarele, observând în autocare că a fost îmblate prin bagaje, s-au uitat, au răscolit tot, era un dezastru în toate trei autocare. Și ni s-a spus să urcăm înapoi în autocare pentru că o să ni se dea voie să trecem în frontiera. Cine credeți că stă în spatele acestei interdicții? Este vorba de Guvernul Republicii Moldova sau nu neapărat? Da, este implicat în mare parte, cred că, Guvernul Republicii Moldova și toți oligarhii din Republica Moldova care sunt la guvernare. De ce credeți că este interzisă intrarea românilor în Republica Moldova? Nu știu, poate se tem de numărul mare de participanți care o să fie, vor să ne intimideze, să fim cât mai puțini, după care să avem alte provocări până ajunge la Chișinău
și alte intimidări. Ce veți face? Ați apelat și la autorități? Da, am apelat și la autorități. La cine mai exact și care a fost răspunsul primit? Da, acum, în ultimele 5 minute am înțeles, pentru că Ministerul de Externe a României a solicitat ambasadorului din București, a Republicii Moldova din București, explicații de ce cetățenii români sunt opriți în vamă și nu li se permite accesul. Da, ceva mai devreme am văzut și o știre, mulți dintre cei care participă la acest marș au declarat greva foamei. Cum s-a ajuns la această situație și ce se va întâmpla de acum încolo? Da. Adică luați în considerare varianta de a vă întoarce înapoi de la vamă? Luăm în considerație chestia aceasta, pentru că dacă nu o să fim acceptați toți, ne întoarcem înapoi. Iar o să ne se dea foile acele pentru care în 24 de ore nu putem trece frontiera, să ne întoarcem înapoi, urmând ca două zi iarăși o să încercăm să trecem frontiera. Deci mai încercați, vor mai fi încercări, da? Da, vor mai fi încercări. Dar sperăm că autoritățile din Republica Moldova ne vor permite să trecem chiar toți împreună cu George Simeon și să ajungem cu marșul până la Chișinău. Și unele persoane, da, au declarat greva foamei, dar avem și copii. Avem și chiar un copil de 6 ani care a primit aceeași interdicție în Republica Moldova. Exact, da, l-am văzut ceva mai devreme și pe acest copil care a venit din Strasburg special pentru acest marș cu mama lui, iar acum a primit interdicția. Bun, să înțeleg că ați campat acolo noaptea trecută, da? Sau da, avem deja 2 nopți campate în Vama Albița. 2 nopți dormite acolo. 2 nopți dormite. Și în tot acest răstimp ați fost înconjurați de oameni ilegii, cum spuneai mai devreme? Nu, nu, nu. Autoritățile române au fost foarte primitoare și foarte, ne-au ajutat foarte mult. Ne-au permis să campăm exact la intrarea în vamă și au fost foarte, foarte bine, s-au comportat cu noi. Ca să facem o scurtă prezentare a acestei acțiuni, cui aparține inițiativa? Inițiativa aparține Alianței pentru Centenar, împreună cu unul dintre conducătorii marșului, Nicolae Capcelea, care și-a asumat practic marșul, și împreună cu mii de alți voluntari și multe alte localități care ne-au primit, ne-au găzduit, vrem să ducem până la capăt marșul. Era prevăzut să treceți prin aproximativ 300 de sate și orașe în tot acest traseu? Da, era prevăzut, dar o mare parte au fost traversate. Au fost traversate, au rămas doar cele din Republica Moldova, pe care sperăm și noi să le ducem la bun sfârșit. Spuneam că acest traseu a fost împărțit în mai multe trasee, să spunem așa, mai mici, iar la fiecare traseu, un 11 sau 10, câte spuneai? 11. 11, iar la fiecare traseu, să înțeleg că au participat oameni diferiți, da? A fost mobilizată multă lume în acest marș. Da, au fost persoane care au plecat de la Alba Iulia și au ajuns, sunt în vamă, au mers 10 etape la rând, au rezistat, dar sunt și persoane care nu au rezistat din cauza bătăturilor sau insolației și au mers câte 2-3 etape sau 2 etape la rând, urmând ca 2 să facă o mică pauză și au revenit înapoi. Cei mai mulți dintre ei, să înțeleg că sunt tineri dornici să unească aceste 2 popoare. Da, avem și tineri, avem și persoane în vârstă, avem domnul Balica de la Grătiești din Republica Moldova, are 73 de ani și a mers, dacă nu mă greșesc, 8 sau 9 etape. Multe. Care este, de fapt, mesajul ce vreți să-l transmiteți prin acest marș, prin această acțiune? Vrem să transmitem că în anul centenarului vrem să aducem Basarabia acasă, să fim uniți în 2018 și sperăm acest lucru să se întâmple în anul centenarului, nu mai târziu. Până acum au fost și alte provocări, bănuiesc, să ne spui despre ce e vorba, ce a fost cel mai dificil până ajungem în vamă și dacă excludem din această discuție problema cu vama. Da, au fost provocări, au fost în primul rând, a fost soarele. Soarele care ne-a... Cum ați făcut față? Cine au fost oamenii care v-au susținut, care v-au ajutat cu apă? Sau ați avut echipe mobile care... Am avut și echipe mobile care ne aduceau apă. Au fost și simpli trecători care ne vedeau, mergeau în continuare în drumul său, urmând ca peste 2-3 ore veneau și ne aduceau apă, ne aduceau sandvișuri, ne aduceau fructe,
Au fost întâmpinați de mulți localnici din diferite localități cu fructe, cu apă. Și au fost foarte, foarte primitori. Și mulțumim chiar și donatorilor care ne-au ajutat în acest marș. Și au donat bani pentru organizarea acestui marș. Iar nopțile ați oprit, să înțeleg, ați campat, pe unde ați apucat? Da, unele ați localități. Făcut și pauze, da? Da, unele localități seara am avut cazări organizate de mai înainte, unele am dormit și în corturi, pe la amiază nu prea am mers din cauza soarelui foarte puternic. Cine v-a ajutat să vă cazați în astfel de... Unele localități ne-au cazat autoritățile publice locale. Adică primăriile au luat inițiativă sau ați apelat la primărie înainte? La unele am apelat, la altele au văzut, au sesizat că de ce altă primărie ar face și eu nu. Și au început tot așa, să ia una după alta și am ajuns până la Iași, unde am dormit chiar și în Iași și am făcut o pauză de zi, participăm la congresul reîntregirii neamului. Și urma ca încă 5 zile să mai ajungem până la Chișinău. Aproximativ câți oameni s-au mobilizat și au participat până acum la acest marș? Cred că trecem de 5-600 de persoane care au participat în marș și alte mii de persoane care s-au mobilizat pentru el. De cât timp se organizează acest marș? Acest se dorește marș, mobilizarea oamenilor. Da, acest marș a început practic din 25 martie de la Chișinău și în cam două luni de zile a fost pus toată baza marșului. Prin ce alte situații dificile ați mai trecut până acum? Oboseala, cum ați făcut față oboselii? Cred că mai mult decât oboseala a fost bătături la picioare, care din cauza încălțămintei necorespunzătoare riști să faci în fiecare zi, chiar la 2-3 km parcurs să faci o bătătură. Și a doua zi îți este mult mai greu să mergi. Dar treci peste aceste momente și vrei să ajungi până la sfârșitul etapei. Ajungând la sfârșitul etapei, te odihnești o zi și zici, mai fac o etapă. Și tot așa au fost persoane care v-am spus. Au ajuns până în etapa a 10-a, fiecare etapă cu etapă. Câte ar fi persoanele care au parcurs? Vorbim de 1200 aproape de kilometri până acum. Da. 1150, cam așa, nu? Deci avem cam 2-3 persoane care au parcurs 1200 de kilometri și alți 10 de persoane care au parcurs între 6-900 de kilometri. La Chișinău cine urmează să vă întâlnească? La Chișinău urmează să ne întâlnească și chiar și Liga Aleșilor Locali și prietenii noștri de peste Prut, Tinerii Moldovei, Unirea ODIP, Blocul Unității Naționale. Câte persoane sunt implicate și pentru organizarea evenimentului de la Chișinău? Cred că la fel, mii de persoane. Ce se anunță a se întâmpla în Piața Marii Adunări Naționale pe 1 septembrie? O să fie un protest pașnic, la fel cum și de fiecare dată am organizat proteste pașnice. Și, sigur, o să participe mii de persoane, dar avem și speranță să nu fie... Ați obținut autorizație pentru acest protest pașnic? Da. Aveți acordul autorităților de acolo? Am obținut autorizația, dar ni s-a comunicat că în aceeași zi au solicitat și un partid de pro-rus, a citat tot Piața Marii Adunări Naționale. Iar primăria municipiului Chișinău s-a sesizat acest lucru și a spus... Pentru că o să fie două manifestații în același loc. Bun. Crezi că este o coincidență ca și un partid pro-rus să ceară autorizație în aceeași zi pentru un protest? Nu este o coincidență, pentru că ei au rezervat piața de la 1 septembrie până la 31 decembrie. Adică 3 luni de zile, 3-4 luni de zile la rând, nu este imposibil. Și au anunțat că în fiecare zi vor participa în marș. Participa la protest cam 20.000 de persoane, ceea ce cam este imposibil în fiecare zi să strângi 20.000 de persoane. Cam câte persoane și-au anunțat prezența la Chișinău în Piața Marii Adunări Naționale pe data de 1 septembrie? Noi sperăm să nu fim mai puțin decât am fost la 25 martie când am umplut Piața Marii Adunări Naționale și la fel o să avem autocare cam din toate localitățile și României, dar și din Republica Moldova, care o să ajungă la... Să ajungă la protest. Dacă ne reamintim ce s-a întâmplat atunci, pe data de 25 martie, atunci când ați organizat de asemenea un protest pașnic la Chișinău?
Da, am organizat un protest pașnic la Chișinău, prin care au fost mai multe persoane din Republica Moldova, cât și din România. Am avut chiar și două autocare de aici din Iași. Am mers, am cerut unirea și după aceea am obținut și o declarație a Parlamentului României, precum că trebuie să fim uniți împreună și doar domnul Candu, așa, domnul Candu și domnul Filip s-au ascuns după declarații false și mai puțin pro-unioniste. Data trecută, prin ce vamă ați ajuns la Chișinău? Data trecută tot prin vama Albița am trecut. Unele, au fost probleme data trecută? Unele autocare au trecut foarte liber, altele au avut și probleme. Colegii noștri din Timișoara au fost percheziționați fiecare. Chiar și fiecare amănunt din bagaj a fost întrebat de ce, pentru ce ai nevoie de el. Nu am înțeles de ce, pentru că... Au fost găsite poate și obiecte suspecte sau nu neapărat? Nu, nu au fost găsite obiecte suspecte, dar ne-a indignat faptul acesta, pentru că știau că o să venim, erau pregătiți de acest lucru și exact o oră înainte am trecut eu cu un autocar din Iași. N-am avut nicio problemă, urmând ca colegii mei deja să aibă probleme. Da, în urma întâlnirii reprezentanților Ministerului de Externe cu ambasadorul Republicii Moldova în România, ce credeți că se va decide și ce așteptări voi aveți în urma acestei întâlniri? Noi sperăm să ni se permită să trecem toți cei 70 de participanți care sunt acum în vamă, să trecem prutul, împreună și cu George Simeon, să nu îi fie pusă o nouă interdicție în Republica Moldova. Da, nu George știu, a mai avut interdicții? Da, a mai avut, cred că e a treia, a patra, a cincea, nici nu mai duc contul la câte interdicții li s-a pus. Și toate nu au fost justificate. Și George Simeon a declarat că a intrat în greva foamei. Da, este acum și el în vamă, a declarat de greva foamei și cere Consulatul Republicii Moldova de la Chișinău să se autosesizeze și nu vrea să părăsească... Cât de receptive sunt autoritățile la toate sesizările făcute de voi în această situație? Nu prea au fost receptive nici ieri, nici astăzi. Astăzi chiar colegii mei au fost înconjurați de, iarăși, zeci de polițiști. De frontieră, da? De frontieră. Noi am oprit la duty free-ul care există acolo, direct ne-au înconjurat și la întrebările noastre, gen de ce alte autocare când se opresc în Republica Moldova și își procură de acolo produse, nu sunt înconjurați ei. Și ne s-au spus că noi suntem periculoși. Noi suntem teroriști și noi suntem periculoși. Așa v-au zis ei, da? Așa s-a spus și în acea foaie care a fost interzis accesul românilor în Republica Moldova. Bun, altceva ce v-au mai comunicat autoritățile de acolo? Ne-au comunicat... Oamenii legii de acolo. Da, oamenii legii ne-au comunicat pentru că o să trecem, urcați în autocare, o să treceți toți, după care am primit înștiințarea că două persoane trebuie să ducă pentru alte întrebări suplimentare și au fost la alte două persoane au fost întrebări banale de ce... Deci circulă Republica Moldova, dacă ai cazier, dacă ai mai avut întâmplări, urmând ca altă persoană să-i se zică că numele lui este în baza de date din Republica Moldova și aproximativ cu același ca și la persoana dată și o să-i se interzică accesul la Republica Moldova. Ai menționat ceva mai devreme că sunt copii, cam cât copii sunt acum în vamă? Da, avem, v-am spus, de acel copil de 5 ani, de 6 ani, așa. Mai avem o fetiță de 12 ani și mai avem niște liceeni, nu știu, în jur de 5... Copii însoțiți de părinți? Sau 5-6 persoane? Așa. Nu sunt însoțiți de părinți, sunt pe procure pe noi și acei copii au mai mers chiar în marș, au mai mers și vor să ajungă și ei la Chișinău. Sunt unii care nu au fost niciodată. Care este mesajul din partea celor implicați în acest marș către autoritățile din Republica Moldova și către autoritățile din România? Către autoritățile din Republica Moldova, cred că ar fi cel mai important mesaj să ne lase să trecem, să ducem flacăra până la bun sfârșit, iar celor din România să se autosesizeze și să intervină în acest caz. Iar voi nu renunțați așa ușor? Nu renunțăm până nu mergem toți împreună la Chișinău și nu trecem vama astăzi împreună. Eu îți mulțumesc mult pentru prezența în jurnal. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului. O seară liniștită să aveți în continuare.